Vă salut, dragi colegi! Suntem în data de 20 iulie. Am revenit cu filmulețe. Floarea s-a terminat. Și acum am hotărât să pregătesc puțin stupii. Ce fac în perioada asta? Restrâng cuiburile. Da? Pentru cei care au extras, da? Acum este perioada când trebuie să restrângem cuiburile. Fiecare lasă stupul pe cât acoperă, nu îi lăsăm mai largi. Acum împrăștem mierea pe toate ramele și trebuie să îi strângem ca să putem să grupăm mierea pentru iernat. Eu anul acesta nu m-am deplasat cu stupul în pastoral. Nici cu lez n-am avut prea strălucit. Am făcut roiuri, măci și ce am mai putut aici prin stupină. Deci așa cum vă spuneam, floarea s-a terminat. La noi în zonă a fost ceva floare, dar foarte puțin. Nu, de ordinul 102 de grame, deci nu a mers. Și acum pregătesc cuiburile, le restrâng, tot ce e peste puterea lui de acoperire, le scot, le dau după diafragmă, ca să îngrupeze mierea toată. Nu contează pe cât este, 7, 8, 9, 10, este foarte bine să-i strângem. Am un stup aici, 2, 4, 6, 8 rame. Ia să o matcă 2015. Ia să vedem. Ia uitați cuietul. Da? Mă deranjează puțin soarele și de-aia nu se vede prea bine, de-aia am întors rama. Da? Așa. La data asta, la mine, în stupină, a mai stagnat cu puietul puțin, din cauza că, v-am spus, nu este cules. Ia uitați, puiet, foarte bine, pe aici e cozionat, bagă păstură, pe partea cealaltă, da. Miere, nu sunt străluciți de miere. Unii au, unii mai puțin. Nu sunt de iernat, trebuie să-i mai completăm. De exemplu, cum sunt astea care sunt mai pline, asta e undeva la 3 kg. Dar nu sunt toate așa. Asta care o scosesem înainte era mult mai sărac. Da, deci v-am spus, acum mai strângem pe cât acoperă și nu contează pe cât este, important este să ne grupeze toată mierea, puietul se bage compact și cam asta. În următorul filmuleț o să vă prezint, vedeți, în față avem nucleele de împerechiere. N-am putut să vă filmez prea mult, a fost din cauza și timpului că a fost rău în perioada rapița, salcâm, a fost rău. Aveam de gând să populez mult mai multe nuclee, timpul a fost așa cum a fost, în fine. O să vă prezint și transvazarea, o să vă prezint
cum lucrăm și cu nucleele de împerechiere. O să fac în perioada ce urmează câteva filmulețe ca să mai putem să mai învățăm ceva, că toții avem de învățat la un moment dat. Vă salut, până la următorul filmuleț, să aveți spor la treabă și pentru cei care mai sunt cu stupiul la floare să faceți treabă și să puteți să aveți miere în ei pentru iernat.